voi vorbi despre mari ocultiști care au folosit cărțile de tarot și voi începe cu un citat de-al lui Eliphas Levi, care zice așa: ocultismul este frumos, este nemuritor, el reprezintă natura și legile ei, spiritul uman și aspirațiile lui, necunoscutul și incertitudinile sale, pe care le depășește o legitimă ipoteză. În introducere vreau să spun că acest studiu a plecat din dorința de a găsi rețeta astrologică care leagă ocultismul de tarot, dar în final am ajuns să înțeleg mai profund ce înseamnă amândouă și să înțeleg rețeta astrologică a spiritualității în lumea noastră, de fapt. Ce este ocultismul? Cred că știe toată lumea, dar mai spun și eu două cuvinte. Reprezintă ansamblul doctrinelor ezoterice și a practicilor magice. Este cunoaștere ascunsă, spre deosebire de cunoaștere deschisă sau măsurabilă, ceea ce denumim noi ca știință. Cu alte cuvinte, este studiul unei realități spirituale mai profunde care se extinde dincolo de rațiunea pură și de științele fizice. Ce este tarotul? Tarotul este un set de cărți cu o simbolistică specifică folosite pentru divinație. Ne vorbește despre legile universului, despre cum funcționează acesta și despre locul și sensul vieții fiecărui om în ansamblul universului. Ca și cercetători care au folosit tarotul, i-am studiat pe următorii, i-am pus în ordine cronologică și vreau să spun că aceștia sunt oamenii care, de fapt, au deschis orizontul cunoașterii despre tarot în zona noastră europeană mai mult. Este Antoine Cour de Jeblon, Madame Lenormand, cei care practică tarotul cunosc foarte bine, Eliphas Levi, McGregor Mothers, Arthur Edward White, Papu, Aleister Crowley și, desigur, vestitul Jung. Mai departe voi vorbi despre elementele comunele din hărțile lor solare, astfel întrucât nu cunoaștem o oră exactă la majoritatea dintre ei. Am folosit hărțile solare, da, deci cele calculate pentru ora 12 cu plasarea soarelui în casa 1. În plus, vreau să spun că consider că o hartă solară vorbește foarte explicit despre personalitatea omului. Luând drept punct de reper soarele și plasându-l în casa 1, celelalte planete și poziționarea lor vin cu informația necesară pentru a observa cum ajută la realizarea conștientă a persoanei prin soare. Ceea ce am observat eu este în hărțile lor, anume Luna împreună cu planetele grele, adică cu Uranus, Neptun sau Pluto și în special în mare legătură cu Pluto. O să observați mai târziu când o să vă prezint hărțile că Luna este ori în același semn cu Pluto, ori în aspect de sextil cu orb foarte mic. Prezența planetelor în casa a 12-a, da? Aici vorbim de sistemul de domnificare solar, adică planete în semnul anterior semnului solar. Mai departe, prezența planetelor grele în casa a 8-a sau guvernatorul casei a 8-a împreună cu planete grele. Un lucru important este și analiza axelor caselor 3-9, deci unul dintre semne este ori venusian, prin domiciliu sau exaltare, sau mercurian. În total se observă un marcaj foarte puternic pe semne venusiene. Deci Venus și Neptun joacă un rol foarte important în lanțul dispozitorilor, având în subordine pe majoritatea dintre celelalte planete. Mi s-a părut relevantă poziția lui Neptun în aceste domenii, el fiind răspunzătorul principal, direct, aș putea spune, pentru partea de credințe, spiritualitate, misticism, revelație și așa mai departe. Dar inițial nu înțelesesem care este rolul lui Venus, după care mi-am dat seama că aspectul iodului pe semne este format, de fapt, din domiciliile lui Venus, Taur și Balanță, da? Și exaltarea lui Venus, Pești. Semnele de Taur și Pești sunt în sextil între ele și amândouă în conjuncție cu Balanța.
Mai mult decât atât, îi avem implicați în acest aspect de iod și pe Neptun, prin domiciliu, Luna și Saturn, prin exaltare. Da? Deci dacă am vorbit în termenii lui Jung, Neptun este inconștientul colectiv, Luna este subconștientul personal și este necesar ca cele două să-și pună amprenta în structura socială a vieții pe Pământ, prin Saturn. În termeni spirituali, putem spune că iubirea divină și iubirea personală, da, ne dau un rost și un loc de manifestare în viață. Nu e de mirare că această configurație mai poartă și denumirea de degetul lui Dumnezeu. Deci este clar că această configurație are o mare încărcătură ocultă. Ca o remarcă, vorbind despre echilibrul universal bazat pe elemente, iodul conține toate cele patru elemente. Apă, pământ și aer reprezentate prin semne, iar focul este reprezentat chiar de Venus, care este cea mai fierbinte planetă dintre toate din punct de vedere fizic.